is my old friend. Salutare, voi și bine vă regăsești la un episod. De data aceasta o să postăm stand-off. Ce stand-off? După foarte, foarte mult timp în care n-am mai jucat acest joc, a revenit aici pe canal odată cu mine. Și hai să vedem cum ne facem astăzi de râs. Nu știu ce o să joc pe aici, o să joc Deathmatch pentru că nu am de gând să joc ceva foarte greu. Dați și pe acolo un like să strângem la acest episod 60 de like-uri dacă se poate. Mulți a spus să joc și stand-off și la un moment dat o să fac o comparație între stand-off și co-ops, Critical Ops. Disclaimer, n-am mai jucat de, cred că, pe puțin un an jumate ce joc, n-am nicio idee, sunt palet, adică să nu vă gândiți că sunt ultimul jucător bun și chestii de genul, dar încerc să joc și eu cât de bine pot. Nu uitați că aveți și Instagram-ul și Facebook în descriere, cât și Discord-ul. Bine, asta e doar dacă nu uit să-l pun. Și dacă sunteți noi, uitați să vă abonați. N-am mai filmat de foarte mult timp, așa că dacă ies să mai zic ceva prostii, să mă scuzați pentru că n-am mai jucat de ceva timp acest joc și nici n-am mai filmat. E un cont care l-am avut și în trecut. Warmap, mamă, ce ciudat de față de Critical Ops. Sunt pus pe... Ok, gata, așa. Nu știu cât de tare se aude, sper să nu se audă destul de tare. Nici nu știu de unde se dă reload, dacă mă credeți. Ok, bun. Haideți să vedem ce se poate întâmpla în acest joc mirific. Nu uitați să apăsați butonul de like și cel mai important e să dați un share să vadă cât mai multe persoane, să fie acolo pentru audiențe și una alta. Bine, deja am început să mor, că de ce nu? What the fuck, ăsta era aici spawnat. Hai că da, deci o să vedeți multe faze de genul în acest joc. Da, mă, ieși, mă, că nu mai mor de... Bă, dar cum se dă reload? Ah, ok, așa. Deci, nu știu nici să dau reload, dar păi să omor pe cineva. Bă, măcar am făcut un kill. Deci, măcar am făcut un kill. Ok, bun. Ceea ce îmi place la jocul ăsta este că e mult mai optimizat decât copsul, zic eu. Facem și noi un double kill? Da. Na, n-am făcut un double kill, dar e ok. Nu știu cum e zice la mapa asta. Tot ce știu e că e deathmatch și cam asta e tot. Îmi place... ținta pe care o are acest joc, sincer să fiu. O să mai postăm clipuri cu acest joc. Ușor o să ne învățăm să jucăm și jocul ăsta, cât și Critical Ops. O să vină foarte multe serii pe canal. Tot ce vreau e să fiți activi, să apăsați pe butonul de subscribe și cel mai important e să apăsați pe clopoțel, setați toate, pentru că YouTube-ul nu prea trimite notificare, așa că dacă setați clopoțelul, setați toate notificările, poate o să primiți notificare și o să vedeți clipurile la timp. Mamă, am bătut cu 2 și am scăpat. Na, nu știu cum am omorât asta, sincer să fiu, dar e ok. Sper să reușesc să fac și eu câteva kill-uri acolo. Bun, perfect. Bă, parcă e mai smooth așa, parcă e mai șmecher, nu știu, mi se pare mult mai bine optimizat jocul ăsta decât Critical Ops. Bine, că acum și Critical Ops e fine, n-am de ce nu. Și vreau să-mi spuneți când mai fac clip, când o să mai fac clipuri dintre astea, ceva în genul acesta. Nu. Să-mi spuneți, vă rog, un subiect pe care îl putem vorbi, nu știu, să vorbim în timp ce mă joc. Nu o să fac foarte mult, nu o să fac un clip foarte, foarte lung. Așa că nu știu cât de lung va fi acest episod. Nu va fi foarte, foarte lung oricum. Eu la modul ăsta, la momentul de față sar și trag și cam atât. Și sper să nu se audă destul de tare. Asta e tot ce sper. Sensibilitatea asta mai merge puțin așezată, aranjată. Pardon. Așa, bun. L-am făcut. Ok. Ce să zic? Nu știu ce aș putea să fac ca să învăț mai repede acest joc, dar ceea ce pot să fac în momentul de față e să joc foarte mult jocul ăsta și cu timpul o să-l învăț. Bine, că în trecut mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta și îl jucam mai... după ce m-am lăsat de cops, jucam foarte mult acest joc pentru că era mult mai fain și mi se părea mult mai atractiv decât cops-ul. Acum, ce să zicem, cam pierdem, dar e ok. Și dacă mai vedeți așa player aruncați aiurea, așa e din cauza la net. Nu am un net foarte bun. Ok, l-am făcut. Ok.
Asta trage de jumătate de oră în el, dar nu l-a omorât, e ok. Ce fel stă golanul? Ce fel stă golanul? Ok. Mă bat cu 3 și am luat doar 1. E ok, am luat assist. Păi îmi place, îmi place. După asta o să mai încercăm cu altă armă. Nu. Nu l-am nimerit. Nu l-am nimerit nici acum. Bă, bă. Ceea ce pot să spun e că cei care fac funny moment și chestii de genul, la seria asta să vă uitați, că o să găsiți de momente de genul, foarte, foarte multe momente de genul. Ok, nu știu, ok, am luat assist. E ok și atât. Da, mori. Nu știu, n-am murit, e ok. M-am 7 viață, nu, ok. Bă, am murit, aia e. Hai să ne luăm și noi o altă armă. Să jucăm cu... Da, nici nu prea ai cu ce să joci. Mai ok. Bine, nu știu de ce am luat asta. Dar e ok. Presimt că am făcut alegerea proastă de am luat așa ceva. Mamă, cum merg glonțile. Asta de... Nu, mai bine joc M4. E mult mai ok. Da, hai că am apăsat, dacă e. Ok, haideți. Suntem pe ele, pe ei, pe mama. Da. Uf, bine. Ok, deci haideți că acum mă bag tryhard. Dă-te că trec acum și mă bat cu 3. Da, m-am bătut cu 3, dacă e. Bine, am jucat bine, mai jucăm, da. Liniște totală până... Bă, dar cum îi luați, mă, așa, repede? N-am făcut eu, mă, ia pleacă, daci. Și să spuneți în comentarii părerea voastră despre acest joc, sau cum vi se pare, cum e mai ok, CSGO, i-auzi. Copsul sau standoff, ce alegeți mai, ce ar fi mai ok, ce alegeți voi, care este părerea voastră despre acest joc. Mamă, ce cap îi dădeam dacă nu era în pareză. Este un milogos aici. Bă, dar vreau și eu să fac double kill, dar nu se poate. Chiar nu se poate. Care e mai bun dintre aceste două jocuri, nu știu de unde mi au damage, dar e ok, am dat și eu damage prin ușă. E ok. Ca și gameplay, nu știu, prefer standoff-ul, parcă e mult mai ok, nu știu, și n-am mai intrat de foarte, foarte mult timp pe acest joc, deci vă dați și voi seama. Acum, nu știu, sunt persoane care joacă nu știu de ce tot îmi vine să zic CSGO, care joacă standoff și care joacă, cum îi spune, cops. Acum, nu știu. Nu uitați că încerc să-mi fac un program de a posta, de a posta și live-uri, ăla mereu stă acolo. O să încerc să postez o dată la 2 zile sau în fiecare zi, nu promit. La ora 6 seara, adică la ora 18, iar live stream-uri o să facem o dată la 2 zile, 3, cam așa. Cam tot pe la ora aceasta sau dacă nu, cel mai rău caz, la ora 9 seara sau la 8, cam în jur de... cam așa ar fi programul. Acum sper să mă țin de el, pentru că eu mă țin de programuri, am mai avut eu programuri de genul. Pe tine te omore, așa. Am mai avut eu tangențe de programuri. Mi-am făcut programuri de atâtea ori, dar nu m-am ținut de ele. Deloc nu m-am ținut. Da, deci în principiu aș posta, adică sper să postez în fiecare zi la ora 6, dacă nu o să postez o dată la 2 zile sau în cel mai rău caz o dată la 3 zile. Bine, acum cum am timp, cum filmez și eu sau ce idei am. Dar important e să știți că la ora 6 filmez, la ora 6 postez și la ora 9-8 fac live.
Am făcut la, double kill. Parcă mai repede învăț ăsta decât... Bine, cred că e și de la net. Am avantajul ăsta. Dar e ok. Na, vreau și eu să fac kill-ul ăla cu 8 HP viață. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați, să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel, pentru că e cel mai important clopoțelul acela, firar el de clopoțel. Și să dați un share, pentru că e foarte, foarte important share-ul. Da, m-am spus, în următorul videoclip vreau să lăsați în comentarii idei de, nu știu, subiecte de discuție pe care le putem avea în următorul videoclip de genul sau în oricare videoclip următor. Hai că aproape ajungem ca și ei la kill-uri. Mamă, deci vedeți și voi că am tras un încărcător ca să-l omor pe ăla care stătea efectiv pe loc. Asta i-am dat hit, mă retrag, o să vin după mine. Îl focui pe ăla cu AVP-ul sau cu ce era. Mamă, sunt cel mai bun, sunt cel mai bun. Da. Nu, lasă-mă să-mi da, o să-mi încarc arma. Să-mi încarc arma. Păcat. Terroristul, din păcate am pierdut, dar să vedem câte kill-uri am făcut. 30 de kill-uri cu 21 de dead-uri. Bă, hai că e ok, bă, e ok. Se putea și mai rău. Am level 22 pe joc, pe contul acesta. Primești și eu ceva bănuți? Sau... Am primit și eu 15 bănuți. Well played. Bun. Ok. Hai să vă arăt și eu ce mai am pe aici. Poate, nu știu, vreți să vedeți ce am eu pe cont. Așa, aici. Astea sunt toate skin-urile pe care le am eu în momentul de față. Nu m-am uitat pe aici, nici nu am gold. Chiar nu am gold. Astea sunt toate skin-urile. Îmi place că jocul ăsta e mult mai... adică ei fac rost de skin-uri mult mai greu față decât pe cops. Am înțeles, s-a băgat și clan, vedeți, o să ne facem și clan. Noi înainte aveam clanul ăsta, RVL Games, RVL Team, RVL Group. Bine că nu era un team, un clan oficial, dar da. Cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu a fost un clip foarte lung, v-am spus, dar pe viitor o să facem videoclipuri mult mai lungi și mult mai interesante, mult mai calitative. Ca și gameplay mă refer. Nu uitați că aveți și Instagram-ul și Facebook-ul meu în descriere și dacă nu uitați să vă abonați. Eu am fost Laurențiu și ne vedem data viitoare. Ceau, bă, fraților. Pa, pa.